Deci, stimați prieteni, stimată audiență, venim în fața dumneavoastră cu următorul seminar prezentat online, în regim live, cu un subiect destul de interesant, sensibil și provocator pentru societatea noastră, dar nu numai pentru societatea noastră, dar pentru toți părinții, este vorba de vaccinarea la copii. Un subiect foarte mult discutat anterior, anii precedenți, avem echipe pro-vaccinare, avem echipe care sunt ferm contra vaccinare. Venim cu dumneavoastră cu această sesiune din motivele că la nivel global s-a demonstrat că în situația de pandemie cu COVID-19, mai bine zis, mai mult de 117 milioane de copii vor omite vaccinările obligatorii, vorbesc despre acele vaccinări care sunt incluse în programul național la majoritatea țărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Iar sistemul de sănătate în multe țări ale Organizației Mondiale a Sănătății sunt deja alertate și intuiesc că odată ce se va elimina procedura de urgență sau sistemul de urgență sau situația de urgență, riscul reapariției, exploziei acelor infecții care sunt controlate prin vaccinare este destul de mare. Lupta cu COVID, cu această infecție, cu această pandemie care a perturbat practic toată viața noastră, cumva a umbrit necesarul în imunoprofilaxie a copiilor noștri sugari. Și uitați-vă, acei copii care au fost născuți în luna ianuarie, februarie, care în luna mai deja au 4-5 luni, deja sunt expuși unui risc să îi omită acea vaccinație obligatorie, cum este vaccinarea la rotavirus. Venim în fața dumneavoastră din motivele că odată ce s-a declarat că posibil că această situație de urgență se va stopa în 15 mai, sperăm că să fie și așa, noi ca și sistem de sănătate trebuie să fim pregătiți imediat să începem imunoprofilaxia. De aceea venim în fața dumneavoastră cu mesaje foarte clare, cum să pregătim copiii noștri, ce să facem înainte de vaccinare, ce să facem post-vaccinare și totodată cu mesaje clare sistemului de sănătate. Vreau să vă spun bună ziua și vă salut din partea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Deci avem o situație fără precedent în care s-au sistat unele servicii de imunizare. Vă informăm că doar copiii noi născuți în cadrul maternității primesc vaccinul împotriva hepatitei B și BCG și pot obține vaccinarea antirabică persoanele expuse riscului. În rest, toate vaccinările au fost sistate, dar aceasta nu înseamnă că aici ne oprim. Deja Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de rând cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică și instituțiile de sănătate naționale, au venit cu recomandări și cu instruiri pentru medicii de familie cum trebuie de reorganizat serviciile de imunizare. Și ce ar însemna lucrul acesta? De întâi aș vrea să menționez că ne confruntăm cu careva boli prevenibile prin vaccinări care ar putea fi prevenite, dar la moment se întâlnesc pe teritoriul Republicii Moldova și anume cel mai important este tusa convulsivă care și are răspândirea în regiunea nord și regiunea centru a țării. De asemenea, avem cazuri de rujeolă printre niște comunități închise, dar există și riscul de răspândire a difteriei, care este la hotarul țării noastre. Sunt înregistrate câteva cazuri în statul vecin Ucraina. De aceea, vaccinarea rămâne a fi cea mai eficientă și cea mai sigură metodă de profilaxie a bolilor. Ea este una gratuită și poate fi obținută gratis la medicii de familie. Aici vin doar cu un mesaj, că dacă încercăm să reorganizăm serviciile, trebuie să ne disciplinăm pe noi înșine ca populație și sistemul de sănătate trebuie să ia aceleași măsuri. Stimați
stimată audiență, sesiunea de astăzi va fi structurată în felul următor. Vom vorbi și vom dezbate câteva mituri care circulă în societate ce ține de contravaccinare. Vom vorbi despre conținutul vaccinurilor noastre și dacă vaccinurile noastre sunt sigure și dacă nu duc la reacții adverse și unde sunt produse și dacă este din China, din India, prin cei mai bun el sau mai rău el și dacă vaccinurile sunt aceleași după calitate care sunt importate și care sunt în sistemul nostru de sănătate asigurate de stat, dacă ele sunt eficiente, vom dezbate acest subiect, după care vom avea o mică sesiune practică și vom demonstra pe manichin care sunt măsurile noastre, care sunt acțiunile noastre în situație când copilul face convulsii sau ne face așa numitul epilepsie. Vorbim doar de situația când vă aflați în domiciliu, vă aflați în stradă sau într-un spațiu public. Așadar, îmi permiteți să încep cu partea ce este vaccin, din ce este compus vaccinul, care sunt componentele acestui vaccin și care sunt temerile totuși a părinților noștri, de ce-i cu mercurul ăsta, ce-i cu aluminiu sau alte componente, gălbenuși de ou și altele, care bântuie în comunitate, precum că sunt dăunătoare și duc la moartea copilului. Deci, un vaccin este compus din câteva componente. Componentele principale sunt antigenul sau bacteria, virusul, care deja este omorâtă sau este inactivată sau poate conține careva părți componente a acestei bacterii sau a virusului. Acesta urmează să declanșeze un răspuns imun și ulterior vă va proteja în fața bolii la întâlnirea cu virusul sau cu bacteria repetat. Acesta este o metodă mult mai sigură decât a face boala pe cale naturală. De asemenea, în componentele vaccinului intră și niște adjuvanți sau niște elemente adiționale care ajută vaccinul să se formeze o imunitate mai bună, mai durabilă. Și vin aici cu careva informații, spre exemplu, vorbind despre adjuvantul ca aluminiu. Deci nu este aluminiul pur, pe cum noi îl știm, sunt niște săruri de aluminiu care se află în cantitatea de 0,00012 grame sau 0,00005 grame. Și anume este elementul dat pentru a eficientiza răspunsul imun și a-l face unul mai rapid și a scădea cantitatea necesară pe vaccin care trebuie indusă organismului și din numărul necesar de doze. Deci, în cazul dacă noi administrăm două doze de vaccin HPV sau pneumococ 3, atunci, dacă nu am folosit aluminium, sărurile de aluminiu, atunci aceasta ar trebui să administrăm la minim 10 doze. În mod practic, ce se întâmplă cu aluminiu dat? Deci, aluminiu este un adjuvant care este într-o cantitate extrem de minusculă și este ca și un element care este necesar odată ce ajunge vaccinul intramuscular adânc, așa cum se cere la vaccinurile injectabile, ca el să facă o reacție inflamatorie și astfel organismul nostru să imediat să reacționeze la acest corp extern și imediat să se orienteze aici local. Și de aceea la acești copii noi avem practic reacțiile post-vaccinale, cum este durere, tumefiere și roșață în locul injecției. Deci și al doilea moment este ca să minimalizăm doza de administrare acestui vaccin. Deci este inofensiv. Și dacă ne-am uitat noi cât aluminiu mâncăm noi în fiecare zi, și în care și aluminiu intră în componentele mai multor substanțe, vorbește de creme, loțiuni și altele. Deci aici, în vaccin, este o substanță odată injectată și într-o doză minusculă, iar studiile au demonstrat că este un adjuvant absolut inofensiv. Și vă rugăm, dacă e posibil, la fel bântuie așa o idee precum că mercurul
cei cu mercurul ăsta. Da, până ajunge la mercur, vreau doar să menționez și populația să cunoască că mâncând niște tartine cu cașcaval primim practic de 10 ori mai mult aluminiu decât am primit dintr-o doză de vaccin. De asemenea, deci aluminiu, cum ați spus și menționat și dumneavoastră, se află în apă, se află în mediu și în alimentele practic zi de zi. Referindu-ne la mercur. Deci sunt două tipuri de mercur, și anume metilmercurul și etilmercurul. Deci două lucruri total diferite. Dacă metilmercurul se întâlnește în mediul ambient, și anume pot fi prezent și în produsele alimentare, îndeosebi în cum produsele de pește, atunci etilmercurul este un total alt element, el se mai numește tiomersalul, care noi el se folosește în vaccinuri, doar pentru vaccinurile multidoze. Și aici menționăm că deja de la începutul anilor 2000 nu se mai folosește tiomersalul în producerea vaccinurilor, doar numai în vaccinurile gripale multidoze. Vreau să chiar să ne amintim, când am primit noi vaccinuri gripale multidoze. În toți anii am primit doar vaccinuri cu administrare de o singură doză. Și chiar dacă acesta s-ar întâmpla, acesta nu are nici careva daune asupra organismului. Și anume, vorbind despre tiomersal ca component, deci el previne contaminarea cu alți agenți patogeni, microbi, fungi, când preluăm vaccinul din fiolă. Asta și este scopul. Nu s-a demonstrat niciodată careva reacție adverse, cum s-ar presupune că ar fi ca metilmercur. Deci pentru mine ca și specialist este, dacă vaccinul este bine sau rău, pentru mine este clar. Eu ca și specialist care am fost instruit, care activez în sistemul de sănătate mai mulți ani, vaccinarea este obligatorie, este inofensivă și aici nici nu vreau să mă opresc la situația dată. Doar că vă îndemn, dragi colegi, dragi părinți, să avem foarte mare încredere în sistemul sănătate, să avem încredere în doctorii noștri, în special în doctorii de familie, care sunt primii care intră în contact cu copilul nou născut și practic care vă ghidează până la vârsta de 18 ani. Medicii de familie sunt instruiți, ei tratează, supraveghează și duc comente de profilaxie începând de la vârsta când de concepere și intrauterină acestui copil și ei cu siguranță că știu mai bine cum să acționeze în situația dată și să aveți maximă încredere. Îmi pare rău că noi avem încredere și ascultăm sfaturile altor persoane care n-au nicio tangență cu medicina, mă refer la unii specialiști din neprofesionale, gen juriști sau ziariști sau vedete cinema sau vedete opere și altele care sunt contra vaccinare. Mă miră faptul că sunt afirmațiile unor specialiști din domeniul medicinii, zicând că, bine, poți să vaccinezi, dar poți, dacă nu dorești, poți să nu vaccinezi. Și aici eu aș merge cu un așa apel. Dumneavoastră sunteți din sistemul de sănătate. Ați învățat atât de mult, 6 ani la universitate, 3 ani rezidentură, după care urmează pregătirea și educația medicală continuă. Dumneavoastră cunoașteți atâtea despre vaccinuri și cunoașteți atâtea despre maladiile care pot fi prevenite prin vaccin. Dumneavoastră ați ghidat și ați văzut copiii cu meningococcemie, ați văzut copiii cu pertussis de vârstă foarte fragedă și dumneavoastră veniți cu un apel că sunteți contra vaccinare. Ultimul mesaj este că dumneavoastră atunci lezați drepturile copilului de a avea acces la sănătate, de a avea acces la medicină calitativă. Și aici aș vrea să spun, să rog să veniți cu o informație care este situația epidemiologică, dacă cunoașteți ce ține cu de maladiile care pot fi prevenite cu vaccin, rugeola, de exemplu, 2019, care ne-a făcut probleme la nivel național și internațional, poliomielita, dar și difteria, ce fel de boli este? Astea sunt boli care, practic, erau pe cale de a dispariție, vorbesc de poliomielită, dar iată și-a apărut
cazuri, dacă puteți să ne spuneți mai detaliat. De la început vreau să vă aduc la cunoștință că acoperirea vaccinală în Republica Moldova nu este cea recomandată de către specialiști, și anume cea de 95% care ar efectua o imunitate colectivă. Asta ar însemna că nu ne protejăm doar pe noi, dar îi protejăm și pe cei de aproape. În Republica Moldova, la moment, practic toți ai indicatorii acoperirii vaccinale sunt în jur de 90%, chiar și sunt sub acest indicator, și sunt anumite teritorii care au procentaj de practic 80% de acoperire vaccinale, spre exemplu, împotriva rujeolei. Ce se întâmplă când noi avem o astfel de acoperire vaccinală? Dacă noi în anii 2005, 2006, 2007, 2008 am avut o acoperire vaccinală mult mai înaltă, deci de 96-97%, acum la moment noi ne facem așa neauziți de către societate, de către alte persoane, precum că vaccinarea nu mai este una destul de importantă, bolile au dispărut, nu. Deci din anii 2008 până în anii 2011 și din anii 2014 până în 2017 nu am avut înregistrat niciun caz de rujeolă. Niciun caz de rujeolă. Ca în 2018 deja să avem 340 de cazuri, în 2019 avem 90 de cazuri deja înregistrate și acum în 2020 avem circa 18 cazuri înregistrate. La nivelul Uniunii Europene, aceste cazuri sunt la 10.000 și este un lucru alarmant, pentru că încrederea populației față de imunizări a scăzut datorită falsurilor care vin în rețelele de socializare, și anume populația se informează din careva surse care deloc nu sunt credibile. Deci nu se informează din sistemul medical persoanele abilitate în care ar putea veni cu un răspuns și cu un sfat ce ar trebui să facă. Deci avem așa, rujeola există și există pericolul de răspândire ulterior după ridicarea măsurilor de urgență împotriva infecției COVID. De asemenea, avem probleme foarte mari la tusă convulsivă și, doamna profesor, dumneavoastră știți mai bine, un copil cu pertusă care are o tusă prelungită de 3 luni de zile, care se recuperează foarte greu. Avem cazuri de oreion sau parotidita și alte cazuri care sunt acum la moment de câteva zeci. Dar ne putem pomeni într-o situație când aceste cazuri pot ajunge la câteva mii, și aici nu o să exagerez niciodată cu acest număr. Difteria, am spus și menționez, toate persoanele unde pleacă de la noi din Republică, la odihnă. Pleacă în Ucraina, la Bucovel, de exemplu, la munte, în timpul vacanței de iarnă. Vara pleacă la cumpărături spre regiunea Odessa sau la mare. Exact. Și acolo se întâmplă cel mai mare risc de întâlnire a virusului rujeolic, a difteriei și tot așa. Deci noțiunile astea de difterie, rugiolă, poliomielită, parcă sună așa, undeva se întâmplă, nu este la mine. Fix aceeași reacție era și pentru noi, că virusul COVID, coronavirusul ăsta de tip 2, este undeva în China și asta nu se referă la mine, asta e tot un alt țară. Dar uitați-vă că nu este chiar așa. Acum toate maladiile se extind foarte rapid la nivel mondial și odată ce se va termina această situație de urgență care este în țară și sistemul de carantină și vigilența populației va scădea, atunci riscul de a avea erupție de rugeolă este foarte mare la copii. Dar ce înseamnă un copil care face rugeolă? Asta înseamnă copilul poate face o pneumonie, copilul poate face o problemă cu urechea, copilul poate face o encefalită, este vorba de afectare sistemului nervos central, copilul poate face o infecție generalizată și copilul poate deceda. Sau copilul poate avea probleme mentale și intelectuale mulți ani înainte. Ce înseamnă poliomielită? Noi și-am uitat de ce înseamnă poliomielită. Pe popular fie zis, asta este paralizie infantilă. Asta e copil care a acaparat acest virus fiind neprotejat prin vaccin și el, suportând această boală, mai departe nu merge. Este cu paralizie. Vă imaginați ce tragedie este pentru familie? Ce înseamnă difteria? Este o bacterie care noi de mult n-am avut în țară și
Trăim bine, mersi, fiindcă difterie este o catastrofă. Noi am uitat ca și sistem cum să acționăm în cazul dat, care este vigilența, ce trebuie să facem, este acest anatoxin, noi și am uitat cum trebuie să-l facem. Și letalitatea este, letalitatea este foarte mare. Ce înseamnă difterie? Înseamnă copilul se înnădușe, copilul se sufocă, copilul poate face complicații cum este miocardită, cu insuficiență cardiacă rapidă și copilul imediat în ochii dumneavoastră poate deceda. Deci nu venim cu un apel de alertă, noi venim cu de panică, noi venim cu un apel și cu un mesaj de a informa și să vă informați foarte corect și să cunoașteți că sistemul nostru este bine pregătit și sistemul de asistență medicală a copiilor prin promovarea acestor practici sănătoase, competențe sănătoase de supraveghere a copilului la nivel de asistență medicală primară vă vine în ajutor dumneavoastră oriunde nu ar fi, în sat, în oraș, în municipiu sau într-un cătun. Totuși, dumneavoastră, având acum, stând acasă, alături de copiii dumneavoastră, aveți toate posibilitatea să vă informați din surse demne. Care sunt sursele demne? Astea sunt mesajele de la organizațiile internaționale, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF-ul, asociațiile profesioniștilor, cum este Societatea de Pediatrie din Republica Moldova, Societatea Medicilor de Familie, este Agenția Națională de Sănătate Publică, care, practic, ea acum ghidează această agenție, care a fost umbrită mulți, mulți ani, practic ea ghidează cu situația epidemiologică deloc nu simplă în țara noastră. Și mesajul nostru este să fiți pregătiți și să cunoașteți care sunt contraindicațiile la vaccinare, care sunt contraindicațiile false la vaccinare, care mai bântuie în societate, ce trebuie să faceți până la vaccinare, în timpul vaccinării și după vaccinare. Și de aici vreau să vă zic următoarele, un moment tehnic, o pauză tehnică, vă rugăm. Așa, câteva momente tehnice au fost aici, care s-au soluționat și noi aici vorbeam în pauză. Probabil că compania care sunt sau ăștia, grupul antivacciniști, cumva au intervenit. Deci, ca să continu și să reîncepem discuția noastră la contraindicații. Contraindicații sunt, ele nu sunt așa de multe, toate le regăsiți în ghiduri, toate le găsiți în protocoale, medicii de familie vă informează. Vreau să pun accentul la contraindicațiile false. Ca de exemplu, copilul meu este bolnav și el nu trebuie să fie vaccinat. Copilul meu este născut prematur, el nu trebuie să fie vaccinat. Copilul meu sau în familie am avut epilepsie, înseamnă copilul meu nu este vaccinat. Uitați-vă, da, într-adevăr, precauția, când copilul este bolnav și are febră mai mare de 38 și are manifestări de insuficiență respiratorie acută, superioară, atunci vaccinul este contramandat și este o precauție și este foarte bine dacă dumneavoastră când veniți la vaccinarea programată să anunțați medicul de familie, să-i spuneți că, știți, aseară a fost o rudă care era bolnavă și copilul a fost în contact și atunci riscul ca copilul să facă infecție respiratorie acută post-vaccinală este foarte mare și atunci noi să nu compromitem vaccinarea și să spunem că, iată, asta e o reacție la vaccin. A fost o coincidență între vaccin și apariția semnelor, simptomelor de insuficiență de infecție respiratorie acută. Fim atenți aici. Ceea ce ține de altă contraindicație, precum este prematurul. Prematurul, fiind individ cel mai sensibil la toate infecțiile, în primul rând trebuie să fie supus vaccinărilor. De ce? El nu are imunitatea aceea și nu are acei anticorpi care i-a dat mămica lui la un copil nou născut sănătos. El este vulnerabil și la alte infecții. Vorbesc de infecția cum ar fi virusul rinosinticial. Deci în multe țări copiii prematuri sunt vaccinați în maternitate și la etapa a doua de acest virus. Ce înseamnă acest virus? Virusul duce la infecție respiratorie acută cu implicarea bronșilor și face o obstrucție, face așa numită bronșiolită care se poate complica cu pneumonie și poate ajunge copilul la terapie intensivă.
Copilul prematur ar trebui să fie vaccinat și contra pertussis. Ei sunt cei mai vulnerabili. Și atât, uitați-vă, în Statele Unite ale Americii, în anii 90-2000, a fost o epidemie în secțiile de terapie intensivă, unitatea de terapie intensivă de pertussis în rândul prematurilor. Și atunci s-a primit o decizie la nivel național ca copiii prematuri să fie vaccinați și, mai mult ca atât, mamele gravide să fie vaccinate la pertussis. Copiii prematuri sunt supuși riscului, dacă nu sunt vaccinați, ei un risc mai mare au de a face o rugiolă, de a face o difterie, de a face o poliomielită sau de a face o infecție rotavirală. Ce înseamnă infecția rotavirală? Este acea de diaree de iarnă care foarte mult chinuie copiii, au dureri mari de abdomen, ei fac scaune lichide, frecvente, dureroase, rapid se deshidratează și mulți din ei ajung în secția de reanimare și terapie intensivă. Deci, vaccinarea contra infecției rotavirale, care este inclusă în programul național, este salvatoare pentru acești copii. Vaccinarea antipneumococică. Se discută că dacă copilul a făcut, de exemplu, la o lună pneumonie, el nu trebuie să fie vaccinat. Deci este o afirmație falsă la pneumococ. El trebuie să fie vaccinat, fiindcă noi vaccinăm absolut cu alt ștam de pneumococ, anume pneumococul care poate să ne dea și alte complicații, nu numai pneumonia, vorbesc de meningitele. Meningitele și vorbesc de otitele și pneumoniile complicate. Deci, respectați programul național de vaccinare. Altă afirmație este ce ține de vaccinarea BCG. De ce noi vaccinăm copiii în maternitate obligator la acest vaccin contra tuberculozei? Că în unele țări deja este anulată vaccinarea la tuberculoză. Da, într-adevăr, aveți perfectă dreptate. În țările înalt dezvoltate, cum este Statele Unite ale Americii, vaccinul BCG a fost amânat. A fost deja, nu se mai face la copii. Dar haideți să fim sinceri să spunem, noi ca și țară facem față aceste infecții, cum este tuberculoza? Nu facem față. Deci e ca să protejăm copiii noștri odată ce merg în societate și vin în familie unde rudele pot fi purtători de acest bacil Koch sau vecinii sau alte în societate. Noi nu suntem protejați, deci noi copiii trebuie să protejăm de tuberculoză. Aici e un subiect separat de tuberculoza la copii. Și vreau să vă zic că în ultimii ani avem multe cazuri de tuberculoză extrapulmonară la copii. Ce înseamnă? Tuberculoza oaselor, tuberculoza ganglionilor limfatici intraabdominali, a sistemului nervos central și multe, multe altele. Dacă e să vorbim despre dacă putem amâna vaccinările, da, noi putem să le amânăm, noi putem să le amânăm până la infinit, dar atunci sugarul noi îl expunem imediat riscul și lipsim de acel drept care statul îl oferă gratuit, calitativ, cu vaccinuri calificate să se apere de infecții. Noi îl lipsim pe acest copil. Și atunci puneți la cântar. Ori face copilul un pertussis care tușește 3 luni până la 6 luni de zile, dar din experiență vă zic că sunt copii care la 2 luni de zile ajung în terapie intensivă și sunt intubați. Vreți să ajungem așa, Doamne ferește. Deci este o situație care poate fi prevenită. Deci noi lucrăm la ce? La prevenția bolilor și la prevenția complicațiilor acestor maladii și să micșorăm mortalitatea în rândul copiilor și doi, să micșorăm invaliditatea copiilor noștri. Mai este un mit precum că vaccinul rotaviral poate duce la invaginație intestinală. Deci este o afirmație greșită și în studiile care au fost efectuate în Israel, în Marea Britanie și în alte țări, s-a demonstrat că nu sunt date semnificative între invaginații la copil și vaccinul rotaviral. Deci rotavirusul se indică la copii până la 6 luni de zile și practic noi dacă acum vom începe a vaccina la sfârșitul lunii mai, o parte din copii vor fi lipsiți de acest vaccin, de acest drept de a se apăra la infecția contra rotavirusului. Aici avem asistență și probabil că au apărut careva întrebări de la ascultătorii noștri și dacă am putea să răspundem la întrebări, doamna Dorina. Da, au apărut foarte multe întrebări. În primul rând, dacă dumneavoastră sunteți vaccinați și sunt vaccinați copiii dumneavoastră.
Cu toată sinceritatea, am fost vaccinată, că am fost educată în sistemul încă sovietic și atunci nu era așa mare democrație și toți, practic, am fost vaccinați și n-am avut reacții nici de un fel. Mergeam la vaccinație și nimeni nu întreba, nimeni nu semna acordul informat. Copiii mei s-au născut în perioada de trecere, deja în perioada până la anii 90 și toți absolut au fost vaccinați. Mai mult ca atât, nu numai copiii, dar și nepoții mei sunt vaccinați complet conform programului național de imunoprofilaxie. Și plus la aceasta vreau să vă zic că atunci când a fost epidemia de rugeolă, m-am vaccinat, nu vreau să numesc în care instituție, din municipiul Chișinău. Am făcut și conform programului la vârste, că odată la 10 ani, după vârsta de 40 de ani, trebuie să facem vaccinul de tepeda. Da? Da. Și l-am făcut și este documentat, puteți să controlați, și reacții nici locale, nici generale nu am avut, deci am mers cu toată încrederea în sistemul nostru de medicină primară, sub ghidarea medicului de familie, la care îi mulțumesc foarte mult pentru receptivitate și deschidere, la ce vă îndemn și pe dumneavoastră. Întrebare foarte interesantă, doamna Marina Nepotu. Afirmați că personal ați văzut copii cu meningococcemie. De ce nu este impus vaccinul împotriva meningitei în calendar obligatoriu de vaccinare? Aici am spre eu e o întrebare. Practic, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, de rând cu specialiștii de ce am de top din Republica Moldova, s-a studiat foarte mult problema și am venit cu câteva soluții. Prima a fost deci, implementarea vaccinului meningococ în ulterioară, în practic în următorii ani, datorită insuficienței financiare pe care o avem acum la moment, nu ne-am putut permite luxul de a implementa acest vaccin, dar acesta este foarte curând, cred că va fi implementat în Republica Moldova. De asemenea, când a fost implementat, spre exemplu, vaccinul pneumococic și vaccinul HIB, da, care protejează împotriva meningitelor bacteriene, dar totuși ce ține de vaccinul meningococic este o întrebare deschisă și se află pe, în discuție la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și vom reveni foarte curând cu un răspuns ferm. Meningita meningococică, singură meningococcemie, este o boală foarte gravă. Este o boală cu o variantă așa numită fulminantă. Ce înseamnă fulminantă? În ochi, în secunde, în minute, starea generală a copilului se agravează și copilul decedează de edem cerebral din cauza acestei bacterii, cum este meningococul. Am avut așa cazuri în 2018, în 2019, copiii fiind transportați în stare pentru respirație dirijată, la spitalul de boli infecțioase pentru copii. Deci, starea, maladia se dezvoltă din cauza acestui meningococ, care se transmite iarăși prin calea aeriană, care primul semn este o faringită, este o durere de gât și la care apar niște erupții pe piele, erupții hemoragice și rapid se instalează semne de comă, de sopor și de insuficiență poliorganică. Deci noi și punem acum în discuție ca să extindem această listă de 13 maladii de care noi protejăm. Uitați-vă, 13 maladii sunt controlate, sunt prevenibile. Câte decese au fost prevenite, câte complicații au fost prevenite prin asigurarea accesului liber, universal la vaccinare. Posibil și cu meningococ vom discuta și vom ajunge la o soluție amiabilă și totul în folosul copiilor. Dacă mai sunt întrebări? Sunt întrebări. Da, considerați că este necesară administrarea de paracetamol înainte de vaccinarea copiilor, după cum o recomandă unii medici de familie, pediatri, dar analiza generală de sânge și urină înainte de fiecare vaccinare. Așa, aici este o întrebare și două răspunsuri. Prima, este administrarea paracetamolului înainte de vaccinare. Stimați colegi, paracetamolul este un medicament. Este un medicament care are indicații foarte clare, stricte. Care sunt ele? Febra. Febra mai mare de 38,5. Care este sensul de a indica și care este raționamentul a indica paracetamolul înainte de vaccinare? Ce să preveniți? Preveniți febra,
dar copilul nu va avea febră. Dar dacă o să indicați paracetamol și dacă doza este necontrolabilă, atunci la ce puteți duce? La complicațiile ei. Deci puteți să aveți o hipotermie până la 35 de grade și atunci este o situație urgentă. Puteți să aveți și o afectare a ficatului. Nu uităm, paracetamolul în dozele necontrolate poate duce la ce? La insuficiență hepatică celulară, așa numitul sindrom RAI. Avem așa cazuri când copiii decedează de la supradozarea de paracetamol. Post-vaccinal, dacă se administrează paracetamol, conform indicațiilor și ghidurilor, este febră, ce ne spune ghidul? Indicăm febra la nivelul mai mare de 38,5. În situația până, dacă este copilul cu subfebrilitate, 37,5, 38, și dacă în anamnestic a avut convulsie acest copil, atunci da, noi aici o să indicăm paracetamol în dozele corespunzătoare. Este 10-15 mg la kilocorp și nu mai mult. Și ne uităm foarte bine la pastilă, câte miligrame are, ne uităm la soluție, la suspensie, într-o liguriță, câte miligrame sunt. Nu mărim intervalul și cu scop profilactic acest medicament nu se indică. A doua parte sunt examinările. Ce ne spune nouă ghidul? Deci, admiterea la vaccinare este a copiilor sănătoși. Da? Deci, are el nevoie de examinări suplimentare, gen hemoleucogramă, imunologie, TB, limfocitele și altele? Nu are nevoie. Deci, are nevoie doar de consultul medicului de familie. Dumneavoastră doar să fiți deschiși, să fiți sinceri cu medicul de familie, în special acum că suntem în situația de epidemie cu coronavirus și anunțați medicul de familie că dacă ați fost în contact cu COVID, dacă rudele au suportat COVID, dacă copil a fost în contact cu alt bolnav, deci totul trebuie să spuneți tranșat. Pacientul este examinat, copilul este examinat, este sănătos și este admis la vaccinare. Deci, înainte de vaccinare, se mai spunea că nu trebuie să scăldăm copilul. Trebuie să scăldăm. Careva precauții trebuie să facem. Profilactic ceva să indicăm. Unii mai indică hiposensibilizante și alte preparate. Este o afirmație falsă și cam nu regăsesc eu această indicație în alte protocoale, chiar eu nu le regăsesc, doar că înainte de vaccinare, dumneavoastră știți că trebuie să mergeți programat încă o dată la oficiul medicului de familie se merge. Programat, suntem în situație epidemică, suntem în epidemie COVID, deci orice vizită la medicul de familie trebuie să fie programare. Deci cum înainte spuneam testare, acum spunem programare. În sfârșit, noi ca societate o să ne învățăm ca orice acțiune a noastră să fie gândită, să fie chipzuită și să fie programată. Deci asta eu vă îndemn să programați. Atenție cu 3 zile înainte de vaccinare, cum mănâncă copilul? Deci, vă reamintiți acele semne de pericol. Copilul mănâncă, copilul bea, copilul este activ, copilul se joacă, nu are constipație, copilul bine urinează. A mers la vaccinare. Nu așteptăm în hol și nu interacționăm cu alte persoane în hol. Deci, medicii de familie nu admit aglomerarea în hol. Ne-am vaccinat, după vaccinare am ieșit și ce ne spune ghidul și ne recomandă 30 de minute supraveghere. În aceste 30 de minute, dacă noi părăsim instituția medicală, poate fi o situație de urgență. Gen, cum o să vă demonstrăm acum, și convulsii, dar și șoc anafilactic. Deci noi suntem aici doar cu o condiție, că după vaccin noi nu interacționăm cu nimeni în jur. Atunci noi putem să compromitem vaccinarea când am contactat cu cineva și a doua zi apare febră și apare semne și alte semne. Și o spun eu că iată astăzi reacțiile adverse la vaccinare. Sau mai există, deci în urma investigării cazurilor de reacție adversă, deseori se întâmplă că înregistrăm reacții alergice. Da. Dar aceste reacții alergice au fost preponderent manifestate din cauza că mămica, înainte de a duce copilul la vaccinare la vârsta de 4 sau 6 luni, a indus ceva nou în alimentație.
Da. Și... sau ca să-l consoleze, i-a dat o ciocolată sau o bomboană sau i-a dat ceva, un aliment care este, nu este indicat la acești copii. Dar aici este subiectul cu alimentație, da, și cu alergie. Sigur, și vreau să vin cu mesajul, cum a spus și doamna profesor. Recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și recomandarea instituțiilor de frunte din sistemul de sănătate spun că noi nu trebuie să pregătim medicamentos copilul înainte de vaccinare. Ce întrebare? Mai sunt niște întrebări foarte interesante și actuale. Domnul Alexandru ne întreabă, în ultimul timp apare informația precum că vaccinul împotriva tuberculozei formează protecție imună împotriva COVID. Ce părere aveți? Da, poftim. Deci, mai multe studii au demonstrat înainte chiar de apariția infecției COVID că vaccinul BCG practic diminuează mortalitatea prin alte boli infecțioase până la 50%. Aceste studii cum au fost efectuate? S-au luat studii de cazuri și control? S-au găsit toate legăturile dintre acestea? Și s-a demonstrat că vaccinând cu BCG duce la formarea unei imunități împotriva și altor agenți patogeni. Ce ține despre COVID-19, desigur că noi vedem o diminuare a morbidității între țările care acum au implementat vaccinul BCG, am vedere fostele din țări CSI, și, spre exemplu, vestul Europei sau alte state. Desigur că vedem că vârfurile epidemice diferă foarte mult dintre aceste țări și aceasta poate fi o explicație, doar că aici trebuie să venim cu noi dovezi științifice, nu doar comparând niște loturi de populație, trebuie să venim și la investigarea propriului zis a cum răspunde sistemul imunitar cel vaccinat BCG și cu coronavirusul nou de tip COVID-19. Acesta este un subiect care merită atenție și care sper că va fi studiat mai departe. Pentru a veni cu o dovadă convingătoare și de a spune, se cer studii foarte mari, nu caz control, 2-3 cazuri, da, comparație cu alte 2-3 cazuri. Aici sunt necesare mii și mii de cazuri. De exemplu, cum s-a demonstrat că vaccinarea anti-rugeolii că nu duce la autism. Aceasta a fost un studiu foarte mare, un studiu care a inclus mii și sute de mii de copii pe o perioadă foarte lungă, 10 ani până la 20 de ani de supraveghere. Și acest studiu care a derulat în Marea Britanie, un studiu mare de cohort, a demonstrat că nu numai că nu duce la autism, dar nici nu duce administrarea vaccinurilor la apariția și la creșterea numărului de alte maladii, de gen cardiovasculare sau alte boli cronice care pot fi la vârsta adultului. Stimați colegi, dacă mai sunt întrebări, dacă nu, vă rog, o să trecem la partea practică și o să demonstrăm cum pe manichin cum acționăm de urgență, încă o dată îndemn, de urgență, în condiții de casă, în condiții la domiciliu, în stradă, în societate, în caz că copilul face convulsie. Prima la ce vă îndemn să fiți calm, acțiunile să fie echilibrate, acțiunile gândite, fără panică. Deci vă rugăm, domnul doctor, să ne demonstrați pe manichinul nostru. Telefon. Bună ziua, stimați colegi. Bună ziua, stimați colegi. Pentru astăzi vrem să vă prezentăm managementul unui copil care dezvoltă un pusiu convulsiv. Și respectiv, cunoașteți foarte bine, copiii pot, sunt de vârstă mică și sunt careva particularitatea asta ei și avem și cazuri când pot dezvolta acest pusiu convulsiv și la o vârstă mai mare, inclusiv și adolescență. Dacă discutăm despre copilul sugar, copilașul până la vârsta de un an, managementul în acest caz este următorul. În cazul acestui sindrom convulsiv, copilul dezvoltă mișcări spastice, spasmodice a întregului corp și ca dumneavoastră trebuie să interveniți iarăși cu măsuri ca să preîntâmpinați eventual accidentarea copilului. Iarăși copilul este în acel moment inconștient. Trebuie să minimalizați în timpul acestor mișcări care le are copilul o traumă eventuală care poate să survină. Dacă sunteți adult, sunteți în preajma copilului, ar fi bine să plasați acest copil în poziție laterală de siguranță,
fosie laterală de siguranță în felul corespunzător, l-am plasat pe o parte sau poate fi plasat la fel copilașul pe mâna dumneavoastră. Se încarcă pe antebraț, pe mână, în felul următor. Capul un pic mai jos decât trunchiul, decât spatele. Și în acest fel, noi minimalizăm traumele care pot să apară în timpul acestor convulsii. Imediat în perioada respectivă, când se produc aceste convulsii, dumneavoastră nu puteți interveni cu careva măsuri specifice, nici nu se cere. Fixați în această poziție copilașul, la prima etapă. Etapa după ce s-a terminat acest pusiu convulsiv, copilul, imediat în această perioadă după, este inconștient. Dacă aici intervin măsuri ca să preîntâmpinăm. Uneori se întâmplă că și în timpul pusiului convulsiv copilul vomită. Este necesar ca să permeabilizăm calea aeriană și să nu permitem aspirația conținutului gastric în căile respiratorii. Cum verificăm la etapa după acest pusiu căile aeriene? Menținând copilul iarăși cu suportul pe antebraț, capul un pic mai jos decât trunchiul, verificăm atent cavitatea bucală și conținutul care este necesar să fie înlăturat. Luați un șervețel, înfășurați pe deget și cu ajutorul lui pe suprafața guriței înlăturați conținutul care este în interiorul cavității bucale. Atent, înlăturați acest conținut. După aceea, vă apropiați de copil și menținând o mână pe capul copilului, al doilea mână, deschidem un pic gurița, ne apropiem și verificăm cum copilul respiră, dacă respiră eficient și dacă nu se cere suport respirator. Dacă copilul respiră eficient, se plasează iarăși în această poziție, după ce am permeabilizat calea aeriană, poziție de decubit lateral, și plasăm un suport la spatele copilului. Plasăm un suport la spatele copilului, în acest fel, iarăși, noi preîntâmpinăm ca să nu aspire copilul conținutul care este în stomac. Capul un pic poate fi dus pe spate, un pic. Vă rog să rețineți, nici într-un caz, capul nu trebuie să fie adus în față, nu trebuie să fie flexat. Este un pic adus pe spate. Sau în poziția care am fost expus anterior. Pe antebrațul dumneavoastră l-am fixat, ușoară subluxația mandibulei, ușoară, un pic se duce în față. În poziția respectivă, copilul poate fi menținut până sosește ambulanța. Bineînțeles că trebuie să solicităm ambulanța și până sosește ambulanța, copilul este în poziția respectivă. Acestea sunt măsurile care trebuie să le întreprindeți în caz când avem copil la vârstă până la un anișor, copilul sugar. Dacă discutăm despre un copil de vârstă mai mare, vă vom demonstra partea practică cu măsurile care sunt necesare. Doamnă doctor, vă rog. În cazul că dumneavoastră sunteți în condiții de domiciliu sau sunteți în stradă. Avem un pacient, să spunem, un copil de vârstă mai mare și dezvoltă o criză convulsivă. Iarăși, la etapa inițială, la fel, din partea dumneavoastră se cere ca să minimalizați contactul copilului cu careva obiecte care sunt împrejur și care poate să cauzeze o traumă. Uitați de împrejur dacă sunt careva obiecte. Poate fi masă, scaune și respectiv ele necesită să fie înlăturate. Ulterior, pur și simplu necesită un pic să stabilizați capul copilului. Vă rog să rețineți, nu-l fixați, că are mișcări în tot corpul, mișcări convulsive și inclusiv a capului. Capul poate fi deplaseze în dreapta, stânga și poate să lovească. De aceea obiectele care sunt ascuțite din prejur trebuie să fie înlăturate. Puteți plasa sub capul copilului un suport sau chiar o haină moale, da? Ca să nu se lovească copilul. Și pur și simplu îl fixați. Nu fixați strâns. Fixați ca să nu fie aceste mișcări exagerate. În acest fel noi protejăm de o traumă eventuală
capul copilului. După puseu convulsiv, iar copilul dacă este inconștient, noi solicităm ajutor, solicităm ambulanța. Până susește ambulanța, noi necesită iarăși să plasăm și acest copil în poziție laterală de siguranță. Cum corect poziționăm copilul în poziție laterală de siguranță? Discutăm despre un copil de o vârstă mai mare. Pentru a poziționa copilul în poziție laterală de siguranță, noi ne plasăm lateral față de acest copil. La prima etapă, mâna care este spre noi, orientată, o fixăm sub unghi de 90 de grade față de corp. Palma este orientată în sus. Mâna care este de partea opusă, o aducem în față și o fixăm la obrazul copilului. Și o menținem în această poziție, o sprijinim. Ulterior, mergem în jos, piciorul de partea opusă se îndoaie în genunchi și la 1, 2, 3, copilul îl rotim spre noi. Îl rotim spre noi, în decubit lateral. Concomitent, piciorul este adus în față, sub unghi de 90 de grade. În acest fel ne asigură un punct de sprijin. Capul era ușor adus pe spate și gurița deschisă, ca să preîntâmpinăm aspirație. Că dacă copilul vomită, acest conținut să fie drenat în exterior, să prevenim aspirație. Ulterior, în această poziție, copilul este supravegheat până sosește ambulanța. Eu vă mulțumesc, domnul doctor. Stimată audiență, acestea sunt măsurile noastre de urgență, acțiunile noastre care, iarăși, ele sunt aplicate imediat, rapid, pentru a evita aspirația și pentru a păstra permeabilitatea căilor respiratorii, ca copilul să respire. Asta este procedura dumneavoastră ca și părinți, ca și prezenți în societate. De ce vă îndemn? După vaccinare, dumneavoastră, nu părăsiți instituția medicală, rămâneți aici, în instituție, minimum, cel puțin scrie ghidul, cel puțin 30 de minute, fiindcă în aceste 30 de minute pot apărea reacții adverse, care pot fi fatale, cum este șocul anafilactic, deci trebuie să fiți în preajmă că măsurile îndeplinite timp de 20 de secunde sunt salvatoare, sau pot fi reacții la unele vaccini locale și generale. La reacțiile locale vorbim la reacția imediat în locul injectării. Este o reacție la vaccinurile care se injectează local, ce poate fi durerea, poate fi hiperemia, adică roșață, și poate fi o umflătură. Nu facem absolut nimic, nu administrăm niciun preparat anti doloric, nu dăm mai multe lichide, nu dăm mai multă alimentație. S-a demonstrat că în primele 24 de ore după vaccin, copilul a suportat o durere și el nu vrea să mănânce mai mult, de aceea nu tixim mâncarea cu deasila acestui copil. Simțim copilul, vedem dacă este bine, respiră, este în contact copilul, totul este ok, nu este somnolent, nu este soporos și, în genere, recapitulăm toate semnele de pericol care pot fi la copil, deci este convulsia, deci aici v-am arătat cum să procedați în caz de convulsie până invitați urgența 112. Copilul este somnolent, este soporos, copilul refuză să bea, să mănânce, copilul nu răspunde, deci acestea sunt reacțiile. Reacția locală poate fi durerea locală. O reacție la vaccinul ROR, care poate apărea la a treia zi, poate fi o erupție cutanată, dar asta nu este normal, ea poate fi la majoritatea copiilor și nu face nimic complicații. Vorbesc de reacțiile adverse fatale, care pot duce la deces, la complicații, vorbesc de șocul anafilactic care se întâlnește foarte rar, extrem de rar. Deci, de experiență, când am făcut evaluarea în teritoriu și întrebam personalul medical șoc anafilactic, noi nu am avut, eu zic, un milion poate să nu fie, un milion unul poate să fie, deci noi ca și sistem trebuie să fim pregătiți să facem față acestei situații. Dacă dumneavoastră cunoașteți... De exemplu, vă îndemn să accesați site-ul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ansp.md, este bannerul vaccinare, de unde puteți vă informați din surse veridice. Și acolo putem să vorbim și despre statistica care a fost înregistrată referitor la reacțiile adverse.
Cum și-a menționat și doamna profesor, noi de ani buni de zile nu am înregistrat niciun caz de șoc anafilactic în urma vaccinării. Toate reacțiile adverse care au fost niște reacții adverse de tip moderat, care până la parcursul zilei sau în decurs de maxim două zile s-au soluționat fără nicio intervenție sau au fost, vorbim despre vaccinul BCG, niște limfadenite, deci în jur de 50-60 de cazuri avem per total. Dar asta ar însemna 50-60 din 40.000 și care se soluționează fără probleme majore pentru sănătate. De aceea vă informăm și venim cu mesajul că evenimentele adverse pot avea loc, dar ele sunt unele ușoare sau de gravitate moderată și care se soluționează foarte rapid. Mai sunt întrebări? Da, avem niște întrebări, puțin că reușim să răspundem. Alexandra Găină ne întreabă, de ce diferă calendarul de vaccinare între țări, de exemplu Germania și Republica Moldova? Și am mai întors așa întrebări. Pentru? Deci calendarele de vaccinare sunt diferite, dar ele respectă practic același interval de timp. Poate fi la diferența de câteva săptămâni sau la diferența de o lună administrarea unor vaccinuri și diferența este în aceea că unele state își permit de a avea vaccinul, spre exemplu, vaccinul împotriva varicelii și împotriva vaccinul meningococic. În rest avem aceleași vaccinuri. Avem același practic calendar care este unul recomandat internațional după un tip. Pot să vă informez, de exemplu, la calitatea vaccinului. Toate vaccinurile care vin în Republica Moldova se achiziționează prin intermediul UNICEF. Deci nu există niciun intermediar. Prin intermediul UNICEF aceste vaccinuri sunt aduse în Republica Moldova. Ele sunt precalificate de OMS. Aceasta ar însemna că niciun produs nu este mai sigur cum sunt vaccinurile, deoarece ele sunt studiate zeci de ani de zile până a fi scoase și administrate copiilor sau adulților. Deci mesajul, noi suntem practic la finele acestei sesiuni live și mesajul nostru din partea specialiștilor Ministerul Sănătății, Muncii, Protecției Sociale, Agenției Naționale de Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistemițanu este unic. Vigilență și maximă vigilență, stimați părinți, și copiii noștri merită și trebuie să fie protejați împotriva acestor infecții care pot fi fatale, care pot fi distrugătoare și care pot fi catastrofale și dăunează creșterii și dezvoltării acestor copii până la invaliditate. Să protejăm copiii noștri de poliomielită, difterie, rugiolă și de alte maladii care sunt tetanus, tuberculoză, care sunt controlate prin vaccin. Mesajul nostru este unic. Ne pregătim pentru deschiderea medicilor de familie, oficiilor medicilor de familie la vaccinare și încă o dată este îndemnul nostru să vă programați din timp, să respectați acele măsuri care sunt impuse acum în societate, în condiții de epidemie, coronavirus, boală COVID-19, este vorba de spălatul mâinilor, este vorba de distanță socială, este portul măștilor în societate și precauție. Practic, acestea sunt acele mesaje care au fost, sunt și vor fi valabile pentru noi. Și un ultim mesaj referitor la reorganizare, deja când vom începe sesiunea de imunizare, dumneavoastră veți fi chemat de către medicul de familie, veți fi invitat telefonic și veți fi programat pentru vaccinare. Acest lucru se va întâmpla în urma când Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va publica un comunicat de presă și va emite o circulară în sensul de repornire a serviciilor de imunizare. De aceea vă rugăm și vă îndemnăm ca să păstrați măsurile de precauție care au fost enumerate, protejându-ne pe dumneavoastră și serviciul medical. Deci întotdeauna trebuie să păstrăm acele reguli de bază, mâinile spălate, dezinfectate, o mască ar fi foarte bine indicată când veți fi chemat la imunizare și de asemenea întotdeauna trebuie să fiți în contact cu medicul de familie în caz că apar careva reacții adverse minore și vă îndemnăm să
să păstrați calmul în această situație care nu este una deloc ușoară pentru noi toți. Vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult și comunicăm.